Doamnelor și domnilor, bună seara, este ora 20. Începem cu informația acestei ore. Unul dintre cei trei suspecți în cazul morții milionarului din Sibiu a fost prins. Potrivit poliției, toți cei implicați în uciderea lui Adrian Crainer au fost identificați. Suspecții au vârste cuprinse între 31 și 34 de ani. În caz este implicată și o femeie care ar fi închiriat locuința de unde atacatorii l-au urmărit pe milionarul ucis în bătaie. Adriana Stoicescu, realizatorul emisiunii Fără de Lege, și avocatul Cornelia Lalu sunt în direct cu noi să ne ajute să înțelegem cum anume elucidează cazul prinderea unuia dintre suspecți. Vedem materialul și revenim la discuție. După 10 zile de cercetări, anchetatorii au reușit să prindă unul dintre criminalii vecinului milionar al lui Claus Iohannis. Individul are 30 de ani și a fost prins în comuna Valea Stanciului din județul Dolj. Ceilalți doi se pare însă că au fugit din țară și deocamdată polițiștii nu le dau de urmă. Între timp, în urma unor percheziții din Timișoara, polițiștii au reținut un alt bărbat presupus complice și martor al crimei. Tu ai comandat jaful? Îl cunoșteai pe Crainer? Ceasurile unde au ajuns acum? Cum ai reușit să-i treci, mama? Da? Deși s-au vehiculat mai multe ipoteze privind motivul pentru care suspecții ar fi intrat în casa omului de afaceri, polițiștii merg pe pista unui simplu jaf. Aceștia ar fi trebuit să preia bunurile furate și să le vândă pe Piața Neagră, însă planul nu a decurs conform așteptărilor lor. O formă de tortură, unde durerea este extremă, folosită pentru a determina victima să dezvolie locul în care se depozitează banii sau obiecte de valoare. La plecarea din locuință, după comiterea faptei, suspecții au acoperit corpul victimei și capul acesteia cu pătura de pe canapea unde dormise. În timpul activității infracționale, suspecții au fost surprinși de fiica victimei, aflată la etajul locuinței. Doi dintre bărbați au urcat imediat după aceasta și sub amenințarea unui pistol i-au solicitat, în limba engleză, să spună locul în care tatăl său ascunde banii. După ce le-a dat atacatorilor doar banii pe care avea în portofel, o sumă infimă, 40 de euro și aproximativ 100 de lei, a fost amenințată cu pistolul de către unul dintre atacatori, întrebându-o de mai multe ori unde sunt banii, ba chiar acesta a încărcat arma și i-a pus-o din nou la tâmplă, intimidându-o în acest fel, determinând-o, în cazul în care ar fi știut, cu siguranță ar fi spus, unde sunt banii. În acest timp, celălalt atacator, observând în interiorul dressing-ului mai multe ceasuri de valoare ce se aflau la vedere, le-a luat și le-a introdus într-o geantă, scotocind și prin sertare din dormitor. În urmă cu aproape 2 săptămâni, omul de afaceri, Adrian Crainer, a fost ucis de 3 bărbați, în timp ce se afla în propria casă din Sibiu. Acesta a fost bătut cu bestialitate timp de 40 de minute, timp în care i-au fost furate și bunuri în valoare de 200.000 de euro. În urma incidentului, bărbatul a suferit multiple traumatisme care au dus la scurt timp la deces. Alături de noi, prin telefon, Adriana Stoicescu, realizatorul emisiunii Fără de Lege. Bună seara, Adriana! Bună seara! Și, de asemenea, avocatul Cornelia Lalu, vă mulțumesc, doamnă avocat! Bună seara tuturor! Adriana, să încep cu tine, lumina experienței pe care o ai în analiza unor astfel de cazuri. Cum comentezi noutățile? Cine e tânărul prins de poliție și la ce concluzii ajungem? Ar fi avut sau nu vreo legătură cu milionarul din Sibiu? Tânărul care a fost prins în urmă cu aproximativ 45 de minute în Craiova îl cheamă Laurențiu Lăcătușu, are 30 de ani și este unul dintre cei care a participat la torturarea milionarului. Complicii săi au reușit să fugă din țară împreună cu iubita unuia dintre ei. Ceilalți complici, pe unul cheamă Cosmin Zuleam, celălalt este Marian Minea, iar pe femeie o cheamă Mihaela Filimon și este iubita lui Zuleam. Aceștia, ultimii doi și împreună cu femeia, au reușit să fugă din țară. Acum firul evenimentelor este foarte, arată cât de bine s-au pregătit acești hoți. Nu este vorba de un furt la comandă, de o răzbunare, e pur și simplu vorba de un jaf. Bărbatul din Timișoara, cel care a fost reținut, martorul principal și care este complice și a fost reținut azi dimineață de parchet, este cel care i-a adus pe cei trei din țară și le-a dat și pontul referitor la milionarul din Sibiu. El este cel care i-a și dus în Sibiu. Au plecat din Timișoara cu 2 mașini.
Una au lăsat undeva în ideea că dacă se întâmplă ceva în Sibiu, să plece, să poată să fugă cu o mașină care nu a intrat niciodată în Sibiu. Ei au închiriat în Schellenberg un apartament. Fata a închiriat un apartament pentru 3 zile. După 2 zile însă au sunat proprietarul și au spus că renunță. Ei au avut un mod de operare care pe mine puțin mă șochează. Deci ei au acționat într-o zonă foarte securizată din România. Ce au făcut? Au intrat în casa părăsită de peste, situată în fața reședinței milionarului. Au stat o zi, cine sunt autorii, cum îi cheamă, dar nu puteau să-i localizeze. Au dat de complicele de la Timișoara, luând urma ceasurilor, pentru că acești infractori au dat ceasurile furate acestui complice din Timișoara să le vândă. Așa a ajuns poliția la el. Da, foarte interesant, doamna avocat. Vreau să vă spun, așa, te rog, Adrian. La ajuta poliției, un rol determinat a avut SPP-ul, care a făcut o anchetă și care a ajutat poliția cu înregistrări video de foarte bună calitate, cu înregistrări ambientale. SPP-ul a dat o mână foarte bună de ajutor, ca să zic așa. Da. Doamna avocat, în urma discuțiilor cu experți criminaliști săptămâna aceasta, balanța era undeva la mijloc între jaf și asasinat la comandă. Totul s-a petrecut într-o zonă foarte securizată, așa cum spunea și Adriana Stoicescu. Vă surprinde că jaful din Sibiu s-a putut întâmpla într-un mod atât de elaborat la câteva sute de metri de casa lui Klaus Iohannis? Pe de o parte sunt surprinsă, pentru că întâmplător cunosc zona, care este o zonă elegantă din Sibiu, o zonă cu oameni înstăriți, este spre parcul Submarin, adică o zonă unde vecinii se cunosc între ei. De aceea pe mine mă face să cred că totuși această casă părăsită, de unde au supravegheat locuința domnului Krainer, a mai fost vizitată de cel puțin unul dintre asasini sau de un alt complice, pentru că nu poți să vii în Sibiu, în acel cartier care v-am spus, este un cartier aerisit, cu case foarte frumoase, deci nu un cartier înghesuit, cu blocuri și așa mai departe. Deci eu cred că acest jaf, și eu sunt convinsă că a fost un jaf și nu este o răzbunare, a fost pregătit de mai mult timp și domnul Krainer urmărit din toate punctele de vedere, pentru că noi îi spunem milionarul din Sibiu, dar să nu uităm că el era un antreprenor de succes care oferea de muncă unor sute de persoane. Au fost declarații după decesul acestuia și ați văzut că era foarte iubit de oamenii din Sibiu, cărora le asigura locuri de muncă. Da, foarte interesant. Adriana, într-o lume în care oamenii cu bani își afișează bogăția cu precădere în mediul online, cât e de ușor să devii o țintă? Păi se pare că foarte ușor. Numai că Adrian Krainer nu era doar un prieten foarte bun cu gulerele albe, ca să zic așa. El a fost văzut de nenumărate ori la restaurantele din Sibiu, la masă cu diversi interlopi. Cred că și așa el a devenit o țintă a acestor hoți, tâlhari, nu știu bine cum să le zic. Ei sunt, am uitat să spun, acești criminali stau în Belgia, sunt originari din Craiova, dar locuiesc de foarte mulți ani în Belgia, acolo unde au dat nenumărate jafuri și în locuințe, au intrat în magazine, ajutați cu băiatul de la Timișoara, au fost și condamnați în străinătate, au un CV infracțional foarte stufos. Acum ce s-a întâmplat, și eu cunosc foarte bine zona unde s-a dat această spargere și am și spus că mă miră că nimeni nu a văzut și n-a auzit nimic. Nu știu, e incredibil ce s-a întâmplat acolo. Da. Ce urmează în acest caz, în contextul în care urmărești ceea ce ține de zona de poliție, Adriana, și e interesant de punctat că jaful urmat de crimă a tulburat și sensibilizat inclusiv oamenii legii. S-a simțit presiunea publică pentru a găsi autorii, au fost vizionate peste 1500 de ore de filmare continuă și a fost acoperită o suprafață de peste 10 km pătrați din oraș. E surprinzătoare această mobilizare?
și este surprinzătoare, pentru că, repet, crima respectivă a avut loc în cea mai securizată zonă din România, dacă e să ne gândim acolo. Își aveau sediu, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare, toate instituțiile de forță a acestei țări, CPP, SRI, poliția locală, poliția județeană. Deci acolo erau foarte multe instituții care păzeau într-un fel locul. Acum, unde a fost breșa și unde a fost scăparea, nu știu, a trebuit să ne spună anchetatorii cum totuși au reușit să stea o zi, să supravegheze. După mine, în casa aia părăsită, eu cred că ar fi trebuit să stea SPP-ul, SRI-ul, să stea tot să supravegheze, să fie un fel de centru de comandă ascuns. Da. Ultima întrebare, Cornelia Lalu, cazul dă fiori reci celor care poate nu au un anturaj interlopi, dar sunt oameni de afaceri, oameni ale căror disponibilități financiare sunt publice. Ar trebui să se simtă mai puțin în siguranță în propria casă în lumina acestui caz? Știți ce se întâmplă? În ultimul timp, astfel de jafuri urmate cu asasinarea sau cu vătămarea corporală gravă a victimei s-au cam înmulțit. De obicei, hoții sau jefuitorii, să le spunem așa în mod generic, nu intră peste oameni în locuință, jefuiesc locuințele în lipsa acestora. Uh-huh. E, iată că aici, deși au urmărit viața lui Adrian Crainer, i-au pătruns intenționat, deliberat, probabil ca să îi provoace acea suferință prin tortură, că am văzut șeful inspectoratului Sibiu a relatat cum a fost legat în sistemul Barcă, în acel arbactar care produce o suferință extremă. Deci erau foarte informați că Adrian Crainer are bani în casă, că Adrian Crainer este deținător de criptomonede. Deci ei totuși au avut niște informații culese în timp. Deci eu nu cred că ei sunt niște asasini și jefuitori din Dolj care au primit pont. Probabil în viața sa anterioară, Adrian Crainer s-a întâlnit cu o persoană care le-a oferit pe tavă acestor asasini detaliile respective. Pentru că, așa cum spunea și Adriana, aveam SPP-ul la câteva lungim de, să zicem, de mașini, da? Sunt convinsă că organele de poliție au apelat la SPP care le-a oferit datele necesare. Dar iată, a fost o muncă de câteva zile, câteva săptămâni, în care aceștia au fost descoperiți. Deci fiorii trebuie să-i cuprindă, zic eu, pe acești oameni bogați, să nu se mai afișeze cu atâta lux, cu atâta sfidare oarecum față de cetățeanul de rând, pentru că, deși nu e scuzabil, iată ce se poate întâmpla. Niște oameni fără minte, niște asasini, să pătrundă peste tine în casă și să se ajungă la acest rezultat final. Da, vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru detalii și pentru discuție. Mergem mai departe.